arhitectul Augustin Presecan, care făcuse, nu făcuse arhitectura, făcuse numai urbanism la Moscova, nu la Leningrad, mă rog, Petrograd, așa. Și eu eram arhitect și care aș fi vrut să fac arhitectură, dar m-a băgat în echipa aia când nu mai erau locuri la arhitectură. Și am făcut împreună cu el de 60-61. Acest cartier era gândit în trei unități. Nu se numea pe vremea aia, că așa cerea legislația, dar vă spuneam, influența sovietică, se numea raion. Raion de locuințe cu trei microraioane. Microraionul central era ăsta unde sunt blocurile Lamă, după aia era microraionul est, care avea păstrat foarte mult din patrimoniu care exista, și era microraionul 3, microraionul vest, care s-a făcut mai târziu. Deci primul ansamblu s-a făcut în anii până în 67. În 1967-69 s-a făcut cartierul, adică microraionul vest. După aia aceste așa zise raioane s-au numit în legislația internațională complexe de locuit. Unități urbanistice complexe, dacă vreți termenul complex. Care era filozofia cartierului? Deci filozofia a fost așa, că fiecare din în primul rând erau niște norme. De exemplu, erau nevoile zilnice. Nevoile zilnice trebuiau să fie asigurate de așa numitele puncte comerciale. Deci tot ce trebuie, pâine, carne, tot ce vrei pentru asta. Pentru oamenii muncii, nu? Pentru oamenii care locuiau în cartier. După aia acestea erau calculate la o anumită distanță, în așa fel încât se poți merge pe jos fără să pierzi mult timp. După aia erau dotările de interes periodic, care erau complexe, cinematograf, erau sanitare, poliție, mă rog, miliție pe vremea respectivă și multe alte dotări, care era în centru de cartier. Centrul de cartier era aici, în fața acestor patru lame. Deci așa era distribuția. Colonele erau atunci, colonele. Nu, colonele etapa 80. După aia a apărut, deci ca să vă explic organizarea. Deci aceasta din punct de vedere comercial, din punct de vedere educațional, fiecare microraion, deci fiecare din cele trei unități avea școală, grădiniță. Deci nu trebuia să te duci în centrul orașului ca să ajungi la școală. De asemenea, un asemenea cartier trebuia să aibă grădină de cartier și acolo cerea niște metri pătrați pe cap de locuitor. Această grădină noi am propus-o în zona Vlahuță. Zona Vlahuță era un traseu pietonal. Toată circulația auto se făcea pe malul Someșului și la poalele dealului. Am înțeles. Deci chestia asta, după aia, din zona asta centrală, era accesul la debarcader la lacul de canotaj. De asemenea, fiecare complex de ăsta de locuințe din cele trei era format din grupe de locuit. Aia însemna 300-400 de apartamente la o centrală termică. Deci asta era capacitatea. Și fiecare grupă de asta de locuințe avea în centru o mică zonă verde, în care era joc pentru copii, o pergolă pentru adulți să stea, să se odihnească, joacă table și așa mai departe.